Alorosilor, eu sunt Flow și voi vă uitați la Flow's Video Vlog. Să începem. Astăzi vreau să vă arăt ce face Flow când se plictisește, bă, deci e chiar așa de awesome că chiar nu-i mă, bă. Mai știți voi? Bă, mai știți? Nu mai știți. No, bun, deci nu știu cum să fac având în vedere că cameramanul, papa, nu-i paci și nu pot să dau de el, mă. Nu pot să dau. Așa că vă arăt eu cine-i pe scurt, nu contează ce pe foaia asta. Ce face eu când se plictisește, adică Flow? Deci, acini avem sub buffer-ul. Și acolo e calculatorul. Și, na, să vă arăt cum facem de aproape, vin vecinii la mine. Cum fac eu. Deci, unu, pun mouse-ul acinii, mousulețul meu, șoricelul meu, mousulețul meu. Ha, e negru, nu mă se prea vede. Și apoi apăsăm pe spațiu. Și mă învârt așa cu scaunul câteva ore. Deci, no, cum să vă zic, e foarte interesant. Deci, deci fac foarte multe chestii interesante când mă plictisesc, bă, deci cum ar fi că mă mânc cu scaunul câteva ore și am o să mișcă camera, dar știu să opresc muzica. Deci, fac niște chestii foarte interesante, bă. Mă vârc cu scaunul ăsta câteva ore, bă. Bă, ceva în genul. Da, și mai șip și câte ori cu el. Bă, dar scaunul ăsta e așa bătrân că nici el nu mai știe, cred că știe câți ani mai are, mă. Și, ha, nu știu, bă, ce să mă fac, bă, cât cameramanul mă absentează, mă, cu atâta nerușinare, mă. Cu atâta nerușinare. A, și piesa de pe fundal care v-am pus mai înainte este Drop Killers, Heidi Ho. That's busted. Spate, altcumva, nu? Nu. Deci, alte subiecte, nu mai avem ce să vorbim, având în vedere. Am zis tragedia, a fost o tragedie, bă. N-am postat de atâta timp pentru că mi-am luxat glezna, mă, și m-am putut ridica din pat. Am fost bolnav la pat ca și Chuck Norris după ce au băut sânge de șarpe. De fapt, Chuck Norris nu sunt bolnav, știi, dar n-am. Deci, mersi că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, hai, pa!